1. Știați că Miro Costin Rudă cu marele vestiar din Iordache Cantacuzino a copilării la Palatul Cantacuzino? Documentele vremii precizează că Iordache Cantacuzino i-a dus din țara aleșească, și anume Polonia, pe fiii hatmanului Costin și i-a crescut. 2. Știați că Palatul Cantacuzino a fost deținut și de familia Rosetti Rosnovanu? Boierii din familia Rosetti Rosnovanu au avut un rol important în istoria modernă a Principatelor Moldovei. 3. Știați că Mihail Sadoveanu a descris în multe lucrări autobiografice Palatul Cantacuzino și chiar a plasat unele din episoadele romanelor sale? 4. Știați că Gebre Tianu, marele istoric, a fost ultimul proprietar al Palatului Cantacuzino preluat de comuniști după 1945? La Palat, după 1945, este creată o școală de tractoriști. 5. Știați că în perioada comunistă aici a funcționat Casa Pionierilor cu multe cercuri și ateliere pentru elevi? Vă mulțumim pentru atenția acordată. Eu am fost Raluca și împreună cu colega mea Demetra v-am prezentat ultimele curiozități despre Palatul.